Bună ziua, vă spun tuturor! Sunt Mircea Cărtărescu. Mă bucur că suntem împreună pentru câteva minute, chiar și la modul virtual, așa cum suntem cu toții în această epocă tristă. Depinde de noi însă să o facem mai puțin tristă și mai suportabilă, așa încât sunt foarte bucuros că putem fi împreună acum datorită unei inițiative foarte bune și foarte plăcute a site-ului Elefant Ro, care a organizat un târg de carte, eveniment care din păcate nu se mai poate ține decât online, așa încât cu această ocazie vreau să vă spun și eu câteva vorbe despre ultima carte pe care am publicat-o de foarte puțină vreme și care este de găsit exact pe acest site și pe alte site-uri online unde poate fi cumpărată. De foarte multă vreme, eu mi-am dorit să, să fac o carte care să fie nu o carte de literatură, ci o carte despre literatură, o carte despre scriitor, despre actul scrisului, despre. Profesia, arta și religia scrisului, așa cum apar ele în, în istoria literară și în tradiția noastră literară. Așa încât anul acesta am profitat de faptul că s-au adunat de-a lungul ultimelor două decenii foarte, foarte multe articole, eseuri, studii critice, recenzii literare și așa mai departe, pe care eu le-am scris în această perioadă, pentru ca să-mi fac din ele, să-mi alcătuiesc din ele această culegere care se numește creionul de Tâmplărie creionul de întâmplărie și care cuprinde în cele 300 de pagini câte are crezul meu literar, ca să zic așa, într-un singur într-o singură frază. Este vorba despre ce cred eu despre literatură, ce înseamnă literatura pentru mine, ce ar trebui să însemne literatura pentru orice lume civilizată, pentru orice societate omenească, care este locul literaturii în interiorul culturii și al artelor. Toate aceste lucruri alcătuiesc substanța acestei cărți, care este organizată în trei. Părți importante. Trebuie să fac o menționare și să spun uh, în mod expres că datorez această împărțire, ca și lectura atentă a cărții, ca și selectarea textelor, ca și multe sfaturi și multe indicații uh, de care am ținut seama, uh, editorii Humanitas și, în primul rând, uh, directorului ei general Lidia Bodea, care mi-a fost de foarte multă vreme nu numai un prieten foarte bun, ci și un, un, foarte bun redactor de carte și un sfătuitor. Împreună cu ea am alcătuit această carte, care, cum vă spuneam, cuprinde cele trei părți, și anume, una, și anume prima parte cuprinde, de fapt, un fel de poveste a felului în care eu am cunoscut câțiva dintre cei mai importanti scritori români de ieri și de azi, um, care au fost relațiile mele cu ei și felul în care eu i-am văzut, felul în care eu um, am încercat să-i citesc, cum se zice, pe ei înșiși și nu numai cărțile lor, să-i citesc ca oameni, să-i surprind ca oameni și să redau această um, imagine sintetică pe care am avut-o despre ei în, um, în câteva pagini, în foarte puține cuvinte. Deci, în această primă parte a cărții, e vorba de câteva crochiuri, portrete ale scritorilor în câteva linii. Ceea ce este important, de fapt, aici nu, nu sunt scriitorii înșiși, ci felul în care eu îi văd, felul în care eu am încercat să-i surprind în esența esenței lor. Și am scris despre uh, autorii mari și importanți, am scris cu multă admirație, cu multă iubire și uh, cu sentimentul că le datorez foarte mult despre autori ca uh, Joe Boxa, de pildă Marin Preda, Nikita Stănescu, Ștefan Augustin Doinaș, uh, scritorii 80 care au fost colegii și mari mei prieteni și foarte, foarte mulți alți autori, incluzându-i aici și pe Geluna Um și pe uh, Mariana Marin și așa mai departe. Deci este vorba despre o, o mare secțiune a cărții dedicată scriitorilor români, pe care eu îi iubesc și de la care am învățat extraordinar de mult de-a lungul timpului. Secțiunea a doua este însă cea mai importantă din carte, pentru că ea prezintă conferințe, alocuțiuni, lor de cuvânt, eseuri pe teme literare. Ele arată aici ce cred eu despre literatură, cum este alcătuit în mintea mea acest edificiu al literaturii, această mare clădire alcătuită din plinuri și din goluri, care nu este o grămadă de cărți. Un cititor adevărat nu citește grămezi de cărți, nu se laudă cu cât de multe cărți a citit, ci, într-un fel, lectura sa este sistematică, este sistemică. Literatura nouă ni se prezintă ca un sistem care este modificat de fiecare carte nouă care apare. Deci fiecare carte nouă aduce, de fapt, schimbări de relații, de raporturi, de ierarhii, între cărțile, între cărțile vechi deci noi citim de fapt literatura cu fiecare carte pe care o citim nu citim cât o carte individuală uh, și aici am încercat să arăt de fapt cum văd eu uh, literatura ce este pentru mine literatura și am pornit uh, de la o, o pagină faimoasă din Salinger unde cineva spune literatura nu este o profesie ci pentru un scriitor adevărat este o religie. Este, aceasta este fraza cea mai importantă în jurul căreia eu mi-am construit, la rândul meu, modesta mea ideologie literară. Deci, eu cred că un autor pentru care literatura nu este o credință, credința vieții sale, lucrul cel mai important în jurul căruia. Se învârte viața sa, se învârte valorile sale, se învârt credințele sale, uh, acel autor uh, nu este un autor adevărat. Deci doar cel, cel pentru care literatura este o credință adâncă, o convingere adâncă, uh, o religie, până la urmă, uh, contează pentru mine și pe acel autor îl citesc ca pe, ca pe mine însumi, ca pe propriile mele scrieri. Și... Uh, în această a doua parte încerc să vorbesc despre cei câțiva oameni care mi-au influențat de la început uh, și viața și scrisul, între care mari scriitori din totdeauna, Franz Kafka, Thomas Mann, uh, James Joyce, T.S. Eliot, Ezra Pound uh, și foarte, foarte mulți alții din toate timpurile și din toate locurile, din toate culturile prin urmare este o, o parte scrisă la fel de ușor și de alert ca și cea dinainte și din care sper eu cititorul va învăța, va învăța ceva esențial iar ultima parte de fapt cuprinde exerciții în critica literară eu mi-am dorit întotdeauna să fiu un critic literar și n-am reușit din păcate pentru că <laughs> Agenda mea a fost mult prea încărcată, mereu am fost prea ocupat cu uh, literatura propriu-zisă, însă, întotdeauna am încercat și eu, după puterile mele, să scriu și cărți de critică și teorie literară, cum au fost postmodernismul românesc sau cartea mea despre Eminescu, dar și foarte, foarte multe articole, prefețe care s-au adunat de-a lungul timpului și pe care, dându-mi se acum prilejul, le-am folosit pentru această carte. Vreau să aduc mulțumirile mele editurii Humanitas, care m-a ajutat întotdeauna, și Elefant Ro. Mulțumesc tuturor!